Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Olga? Ce cauți tu aici? Ce să fac? Eu de păcurat, tu ne-ați făcut cheful ăsta de aici. Păi tu știi că nu e bucătăria ta aici, trebuie acolo, la mare, unde e patroana, unde suntem cu toții. Păi eu stau aici, că e frig afară. Da? N-ai văzut ce frig e? Oh, știu, e frig lui Olga. Băi, frate, cum să fie frig dacă a apărut vara, uite ce frumos e afară. Aici? Păi tu stai aici? Da? Cum poate să poate așa ceva una? Ce? Hai afară, hai să vedem ce faci tu aici. Păi ce fac aici? Mâncare. Eu ziceam da. Să-i fac niște bogoși în patroana. Vrei? Păi și ai... Ai lapte, ai de toate aici. Hă? Ai de toate aici în frigider sau mă duc să cumpăr? O să cumpărăm, că nu avem nimic în frigider. Nu știi că n-am voie să facem aici în frigider. Atunci mă duc, am rețeta, dar nu e cu lapte, cu așa, de prăjituri, de spărle. Nu. No. Eu mă duc să cumpăr, dar nu am rețetă, nu am rețetă, lapte și astea ce pot să fie. Da? Da. Dar ce, îi doare mâna să filmezi? Nu. Și ce acolo? Nu știu. Ai filmat prea mult. Nu să filmezi și tu cum filmează Alin. Ce faci dacă filmezi tatăl tău? Niciun serviciu nu ai. E treaba ca... Ar trebui să te duci să iei moluzul din curte, să căutăm oameni. De ce să-i filmă alegea? Asta nu e meseria mea. Doare... Nu e meseria mea de filmări. Trebuie să-ți cumpe, să te angajezi un om de filmare. Dar nu te gândești că trebuie să iei tu lopata și să iei gunoiul ăla moluzul din curte? Hai că bine te-ai gândit. Ha? Bine te-ai gândit. Păi tu ce ai de făcut? Tu nu faci nimic? Da. Făcăleț? Cine ți-a spus? Cine ți-a spus vorba asta de făcăleț? Da? Da, prieten, sper că astăzi o să începem o noutate de ceaun, de gogoși, auzi, de ce face Olga, nici nu știu. Dar stăm în așteptare. Da? Păi da, mâncare de post ar trebui mâncare de ciorbă de cartofi pe gură. Dar pentru patroana, pentru noi facem altceva, ceaune și altceva. Că chiar am avut poftă de un ceaun. Da. Dar ce face Nadia? Unde s-a dus Nadia? Nici mai era gata, s-a mutat la ea. Care? A lăsat pe noi aici. Mihaela, cu Alin și cu Luca, s-a săturat de patroana. Da? Păi până la urmă... Patroana stătea pe capul lor. Până la urmă... Știi ce făcea patroana? Le sculea de la 5 minute. Eu pe mine m-am sculat de la 7 de minute. Toate lucrurile se duc până la un bun sfârșit. Păi știi ce făcea patroana? M-am sculat de la 6. Da? Și că hai păi treabă, că avem treabă să luăm o lungă, să uităm dormitoare, faturile. Da? Da. Auzi. Ce speli aici? Ce se așteaptă? Paharele tale de le-ai adus? Păi nebunit, paharele nu am ca de la Craiova. Oh, păi am zis că ți-ai luat și paharele tale de la Craiova, tot. Vreau să te-ai luat de la Craiova, că a fost aici, ne-am mutat aici. Ne-am mutat aici? Da. Dar trebuie să plătești ceva, taxe aici. Noi stăm unde vrem, nu știi că stăm unde vrem. Da? Cine are nevoie de noi, ne cheamă și mergem voluntari. Voluntari? E bine, nu e rău. De acum încolo, să știți, prieteni, că noi o să mergem voluntari, eu o să fac interioare și Olga la bucătărie, curățenii, dacă aveți nevoie. Mâncare, da. Ia să vedem și pe afară, cum este Olga pe afară. Ai văzut? Da, ia să vedem prieteni și aici. Acum ea stă pe afară. Oh, sper că e frumos. Sper că e frumos.
Asta este prieten. De mâine încolo o să vedem pe unde o luăm. Astăzi mai stăm și noi pe aici, pe la băieții noștri. Hai că e bine, Olga, afară, e cald. Nu e fric. Trebuie să mergi să fac una și la bucătăția la altă. Păi acolo trebuie să faci, că acolo e mai mult mizerie. Hai să mergem acolo. Hai. Vezi? Așa. Așa că vine Leo, trebuie să vină Leo. Ce, a plecat? E pe drum? Dacă vine Leo, trebuie să-l mutăm aici. Hai. Hai să vedem ce facem în acela. Ce faci? Menajirea doarme. Oh, doarme, nu? Menajirea, te lăsăm să dormi. Unde e telefonul meu? Unde e telefonul? Nu știu nimic. Da, prieten, cam asta a fost de ziua de astăzi. Și sper că... Știu unde băgăști telefonul meu? Ne vedem. Unde e telefonul? Nu știu telefonul tău, nu mă întreba, pentru că l-ai luat cu tine acolo. Da? Ia să mă, poate l-am lăsat în băi. Prieteni, ne auzim altă dată, pentru că astăzi vedem ce facem și noi, ce am văzut ceva și apoi revenim. Hai, vă salut! Salut, salut, prieteni, suntem aici cu Olga pe spate. Să vedem de mâine, cred că ia, o iau ăștia în cămașă de forță, să pe dreapă. Cine? Cum? Pe cine fie pe cali, îmi trimite cămașă de forță, că n-ai venit până acum la patrona și patrona e vă plindește. Păi uite, sunt de prieten, hai să mă arătăm. M-a adus Olga aici și sper că mâine suntem în cămașă de forță, după cum vedeți aici. Eu cred că pe tine trimite Alin să-ți ia salvarea, că n-ai venit până acum să ai grijă de patroana. Ce părere aveți? Că din cauza ta s-am pună pe patroana, că n-ai venit în coa. Suntem aici, pe care Olga avea interzis aici. De ce? Tot, de ce tot locul ăsta aici. Nu? Păi de ce aveam interzis? Avem noroc cu Nadia că... Știi că ea poate ne scoate și poate da. Ceva cu trebuie ce știi. Mă ajut pe no. Mergem înainte cu Dumnezeu și sper că așa sunt lucrurile, prieteni. Da? Sperăm că dacă vine mâine Leo aici, ce facem? Nici amură, oaie, ce facem? Tu ții post. Trebuie să facem mâncare mâine. Și tu ții post, nu? O să facem în patroana o mâncare de post și noi o să facem de carne. Dar de ce nu ții și tu post? Da? Tu nu ții post. Ce? Post, nu ții. Post? Da. O să ținem, dar nu acolo. Vinerele care vin. Peste o lună tu ții. La sfârșitul lunii. A, păi stai că se... Peste o lună e... Ramadan, la musulmani. Eu țin tot timpul post. Știi cum țin post eu, de când sunt eu? Știi? Săptămâna mare de patim, țin toată săptămâna, de luni până vine. Da, și cum fac ăștia... Eu, serios, am ținut post tot timpul de luni până vine. O săptămână mare de patim. Ce, nu mănânci deloc și nici apă. Am mâncat, dar mâncam mâncare de post. În ce bani e? Că nu țin, nu. Copilul meu vine de a ține post de în fiecare pași a ținut. În Germania, turci, stau voi două luni de zi. Ce? Stau pe post. Ăștia în Germania. Eu zic că cea mai mare, cea mai mare,
ca să ții post, să ții atunci de dimineață, de la 9 până la ora 4-5, să nu bei apă și să nu mănânci deloc. Asta este postul, prieten. Pentru că ăștia care fac Ramazan la musulmani, ajung. Da, fii atent că și muncesc, dacă să duc și la muncă. Dar ce să mă fac cu Olga, că nu poate, frate, dacă nu... N-ai ce să faci, nu ține, nu. Îți dai seama, ea dacă este 3-4 ore la mâncată, să sparge și farfurii și tot. Nu? Nu poți să faci, să ții poste romane și să bubei ea. Nu, păi eu sunt operată la stomac. N-am făcut operația aia de străbit, am făcut bypass. Dar eu chiar încerc. Mă ustră pe stomac, dar mănânc și nu mănânc un pic. Ciorbe, alea și mănânc de post, așa, nu era. Eu încerc ca să rămân toate zile, știi? Nu? Ce? Pentru că noaptea nu mai țin mie post, numai ziua. Cum tu ții numai ziua și noapte nu mai? Noapte, da. Până dimineața de la 8 până la 12 seara. Să măi, omule, postul se ține de la ora 9 dimineața sau de la ora 8 până la ora 4-5. Da. Da. Păi uite, la fel, la 7 sunt post, adică de când ai intrat postul până de Paște. Da. Și da. Luci tot așa. Și au voie să mănâncă, nu știu, pește o dată pe, când a fost dezlegarea la pește. Tot musulman, să și turci. Da, dar la noi țiganii noștri sunt doar răboși. La noi țiganii, noi nici nu știm religia noastră ce mai suntem. Ce suntem de unde ne tragem, ce e. Da. Ce să spunem, mâine trebuie să facem mâncare aici la bucătăria lui Anca, de la terare. Pentru că trebuie să avem grijă de patronul, Anca, nu te supăra. Sper că... Noi ne-a trimis Alin, a zis să stăm cu patronul până vine Alin. Să avem grijă. Păi și eu știu să facem mâine? Aici la bucătăria lui Anca să facem mâncare. Și eu mă fac mâncare. Tu aici, tu trebuie să ai grijă de patronul. Și eu rămân cu ea? Dar rămâi cu ea, bine și eu, și ai grijă și de patrona și de rău, până vine atunci. 4-5 luni? 2 luni. Nu, 5 luni. 5 luni? Da. E bine și 5 luni, că vrei tu să le zici de aici așa. Nu e problemă, sunt obișnuiți. E bine. Nu știu, Olga, eu zic că mâine tu, sau poi mâine, 2-3 zile, nu poți să stai așa mult aici, că... A? Tu nu poți să stai chiar mult așa timp aici. Că știi că tu ai și tu un apartament, ai și tu treburi de teren, și doar ai și tu responsabilitate, da? Au ce zice, bani, aici auzi că patroana e corectă cu Anca, nu ne-a lăsat să tăiem rânză. Păi nu știu acum cu rânzele și cu alea, nu mai vorbi de rânză, că nu-i treaba noastră acolo. Păi de ce să nu mâncăm Aline și rânză? Ascultă. Aline ne-a lăsat o rânză frigider și zice patroana să ne uităm la ea să nu mâncăm iar ratul. Du-te cu tine până arată rânză. Băi, rânza, rânzele... Ia arată la Aline, lăsă-mi arată rânză. Nu mă arăt eu, nu mă pun eu să arăt. Nu mă să nu mai vorbești pe live-ul meu de rânză și iar. Da? Aici așa e altă treabă. Prieteni, aici așa se discute altfel, aici așa este cu totul altceva. Și așa sper că lucrurile decurg bine. Să nu sperăm să fie cadrele sau altceva să... Doamne ferește. Înțelegeți că pentru... Nu e de glumă prea mult. Știți cum? Aceea ce spune Olga, spune niște lucruri sfinte, dar știe și ea ce a fost acolo la ea. Când au chemat-o ăștia să o ia în cămașă de forță, să o adă afară, să o dă. Nu era vorba de tine. Ce vorbești, da, Bogdane? Vorbești tot ce vrei? Crezi că ești de renoveră? Vezi că nu ești de renoveră. Ești adevărat la patroana în casă, în bătăria noastră. E adevărat. Da. Are ce crezi că ești de renoveră? Nu. Pentru că am vrut să fac o reclamă, dar... O să vină Cristi mâine și cu Leo, stai să vezi. Vine Cristi.
Să vezi ce telenovela o să facă Cristi cu Leo Amin. Poate se îndrăgostește Cristi de Nadia. Cristi Marin, vezi că mă iei. Și n-are voie. Cristi Marin vrei să nu te îndrăgostești de menajeră, că nu, menajeră are copii, are bărbat, a venit să se angajează aici. Da. Să facă bani, Cristi, nu te gândi tu da. Să te însori cu ea ori să te îndrăgostești de ea. Cristi Marin? Da, viața, Cristi Marin, n-ai grijă. Ascultă ce îți transmit de acum ca să fii în regulă. Ia-ți la tine schimb, ia-ți bocanci și de muncă, ia-ți mănuși, că patroana are de muncă, de a vopsi gardul, de a vopsi bordura ala, cum se spune, bordul acasă și mai are și acolo la, nu știu ce mi-a spus ea, ceva la beci, ceva nu știu pe unde și așa pregătește-te să fii pregătit. Că oricum, Cristi Marin, tu normal ești angajat la București și dacă vii aici, nu trebuie să pierzi. Da? Îți mai bași un filmuleț, îți mai bași una și alta și ești bine. Nu îl lăsăm. Da. Chiar o să plecăm, dacă vine Cristi Marin, îl lăsăm pe el pe toate responsabilitățile pe care sunt aici. Și... Bună seara la toți banii mei, vreau să vă spun... Că sunt împreună cu sora lui Bogdan, am apărut aici la mama, la patroana și la bucătăria Ioanca de la Trevara pentru să avem grijă de patroana, că patroana s-a îmbolnăvit din cauza că nu era urs în casă și eu. Și vreau să vă spun că sunt împreună cu Nadia și cu Bogdan, original. Uitați pe spate aici. Bogdan originalul, la bucătăria Ioanca de la Trevara. Băi, nu mai o să fie menajer și Bogdan. Băi, nu mai spune de bucătărie lungă. Bine, de bucătărie lungă. Ce vrei să spui că e a mea? Nu e a mea, e lungă. Eu stau și eu aici, asta nu e ce de mama, nu? Sperăm că lucrurile este bine. Și am adus și pe Nadia să ajută pe patroana, să mai stă cu ea, să-i mai facă mâncare de regim. Nu știu, prețe. De post, nu? Ce fac de post? Ce fac de post? Da. Lucrurile stau bine. Sper că Olga este destul de bine. Este da, păi uite, patroana doarme și noi o păzim. Eu uite, patroana doarme în dormitor, nu? Da. Da. Și noi o păzim aici, nu? Bine, prietene, vă las și... De ce le lași? Nu pot. Că... Păi de ce nu mai vorbești cu prietene? De ce ai mai făcut astăzi? Nu știu. Cum ai venit cu trenul? Era frumos? Da, foarte frumos. Bine, prieteni, ne auzim pe data viitoare cu celelalte noutăți.